Bună ziua! Suntem la domnul Oleg cu Nicolae să cumpărăm niște stupi. Să vedem ce afacere are cu stupi. Eu vă spun că stuchii dați care îi produc eu la moment, eu s-o pot fi benefici pentru fiecare apicultor. Fiecare solicită și cum solicită după toate cerințele la fiecare apicultor, noi le facem pe loc. Cu cat de 300, de 230, de 145, care și cum dorește. La solicitare mai avem așa, este la caturile date, o bunoară, o luăm pe 145. Acestea sunt neprelucrate, că sunt ieșite din matriță. La caturile date noi, cum se spunem aici, un galoc de aluminiu, îi punem numai la solicitare, dacă dorește, dar nu se merită. Nu, chiar e un galoc, poți vă-l prezint, e un galoc de 2 mm grosuță. Ia că te sunt galoasele grosuță, de 2 mm. Pentru că ele sunt mai mari decât trebuie, între în structură, ele se toarnă. Ia că te sunt mai mari decât. Să pun în matriță deodată. Le putem pune la fiecare. Dar eu sunt s-o așa, consider că nu trebuie este la fiecare. Aici sunt titele. Și mai mult folosim și punem la toate, la 300, toate au. Ia ca ele sunt neprelucrate. Poașa gata să iau cu cuțit o leacă. Ia că la toate sunt. La toate e 300 există. Dar dacă o să fie cerință să pui și la de-astea? Pun la fiecare, care dorește. Costul la un complet de două ugaloase de esteană se adaugă 10 leuți la fiecare corp, că 5 leuți 1. Punem 5 leuți aici, 5 aici, se adaugă la prețul respectiv. Dacă e cantitatea peste 50 de băcăți, astea date, nici nu le mai socot. Le socot Cadou, da. un benefic după cantitate, după... Dacă luăm pe asta. Bine, dar văd aici tăieturi. Ce rol au tăieturile astea? Tăietura, că mai există și mai se mai întâmplă, că omul are două roi și mare slabe. Și omul solicită să le fac unificare. Unificare le faci prin metoda dată. Dacă să iau un socol de ieșeană, care eu chiar de neprelucrat, dacă ajungi la depozit, a să... Dacă luăm cum e el, Deci aici e setă sunt aluminiu, da? două, da, e setca, două ordinișe, care, și când vine diafragma între ele, ordinișele se separă unul de altul. Numai că sunt câte 5 rame, 5 în dreapta, 5 în stânga. Ele se separă, vine drept aici, se închid aparte. Ventilarea e comună, și de o parte și de alta, că e chică până fie setă. Eu în special am venit ca să iau câțiva stupi, să încerc să fac roiuri de vreme, adică să fac măci. La, pentru care vor cu măcile să ocupi, să astea, când am proiectat eu matrițele date, vă arăt la 145, ia câte el l-am pus aici. Poți să arăți și matrița, să vadă cam ce arată matrița. Au cu șase ne lămurească. Da. Ia ca, nu uite, la 145 i-am făcut în cruce tăieturi. Tăituri. Pentru că când îl punem noi pe socol, vă arăt o bunoară, ceea ce m-am gândit eu și poate ceva mai... Când îl punem pe socol și capacul deasupra, trebuie de adus niște prelucrate, ia că dă-l nucleul mic. Bine, Petre, ia te rog, ia-l pe aici de sub. Ia că ne uităm așa. Asta se primește nucleul mic, din 4 secții. Numai că la solicitare, eu nu pot să le sparg la moment cu găurița ieșeană. Deci e că fiecare șlie ca magazie sau ca nucleu. Aici ele se desfac. Cu o simplă faneră, în patru cu chingut, se face 4 nuclee. Ia Pentru măci. Pentru măci. Două poți ia prin față, două poți ia prin spate sau prin părți.
Sau vrei să iei de la recoltă? Să spun așa că ăstea a rugat, le-au făcut dispărțiturile din caz că cineva ar dori. Poți să-l folosești așa și da. Să recoltă. Asta lasă fiecare cum s-ar gândi. Sunt noi mai modernizăm, stupidați, chiar și eu la mine am făcut și din lemn și din fel de fel de faniere. Și când vine când stupul are mai multe funcții, să alegi? Ce clar că sunt de ca cum v-am prezentat în grădină, am și mai slăbuți, am și așa. Să le avut mai înainte de termen, îmi punem deodată două de cele astea. Asta care... mai slăbuți familie, nu? Da, familie. Să oameni. Îmi punem două familioare mici tere în ele și eram mai sigur, dar așa am în grădină și pe stup mare mai slăbuț. Eu s-o pot așa că lumea nu pot niciodată să spun la om că a mie sunt cei mai buni. Fiecare apicultură își alege de la sine, cum dorești să lucreze, ce îi place, cum îi place. Eu, știi cum să spun, nu pot. Omul, fiecare, altul vrea să meargă, cum mai spunem noi în popor, cu o mașină mai bună, altul mai după buzunar. Da, bine, și ce plus au stupii dați? După tătie caracteristicile care se spun, se spune așa că în trânsă se iernează mai bine. Se spune consumul de hrană. Iarnă, da, vara. Vara e mai răcoare, dintre care acela de lemn spune că îl străpunge o leacă căldura, el ține, ăsta ține leacă termos, mai răcoros. Și se simte albina mai confortabil, se spune în el. Consumul de miere pe iarnă e mai mic, tot menține o stabilitate în sus. Numai că la stupii dați, noi trebuie să lucrăm tare atenți cu ventilarea. Pentru o greșeală mică, au închide ventilarea de tot jos, tot e rău. Șublerul, cum îi spunem noi, de desubt, el se folosește practic de două ori pe an. Folosim în primăvară și în toamnă, când vrem câte ultimul puiet. Ori primul puiet mai devreme, ori ultimul puiet mai târziu. Deci ventilarea totdeauna, iarna le trebuie ventilare și vară. Aici se vede după... Luăm după capacul dat. Dacă noi, o bună oară, găsim aici, ridicând capacul, condens. O leacă de condens mic, atunci de jos îl deschidem. Dacă nu-i condens, vânturi mari, putem să-l închidem. Aici, în stupii dați, tare mare atenție, joacă rolul sistemul de ventilare. Deci trebuie să în rest e tot perfect. În rest nu-i găsesc eu schimbări față de alt stup. Tot, albina tot timpul iubește mai uscat, mai confortabil. Stupii dați, e ca o bună oară acum, Nicolae a venit să procure o câțiva din cercare. El va prezenta dumneavoastră stupii dați cum o să comporte. Ce priorități să aibă, cine a ajunsuri, ați fi mulțumit dacă ați să spui Nicolae că ceva nu-i smăsterul să corectezi ceva. Asta eu sper că în viitor să fie mai benefic, mai și pentru noi ca apicultori și pentru mine ca producători, să fim într-un pas cu sistemul dat. Vă spun că mat țăridate de producere Rusia, nu să spunem așa, computerizate, fac un lucru tare bun, numai că e un manual. Da, asta ce e încăldare? Încăldare e soluția dată ulei cu ceară, care noi ungem matrițele ca să nu se lipească poluritanul dat. Când noi turnăm, el trebuie să nu se lipească de matrița dată, e ca prezent matrița fundului, socolul, e toată unsă cu ceară și ulei. E ca uitați-vă, ulei și ceară. Pentru că alte preparate chimice, cum se mai prezintă și mai spun ei, eu nu vreau să le folosesc, apoi miroase stupul, apoi multe altele. Dar cel mai bine, noi ca apicultori mai găsim acolo 500 de grame de ceară ca să facem o căldărușă de soluția dată. Deci el se toarnă sub presiune? El se toarnă pe masă lichidă și... Când îl închidem noi matrița dată, el se înflă cu așa o putere că iată o matrița dată. Noi când o închidem, iată, când o închidem așa, este închis. Asta e. O așteptăm
30-40 de minute, apoi o deschidem. Se primește productul dat, numai că din țeh de aici, din nu îl putem scoate, timp de 24 de ore, ea nu se duc în angar. Încă până când ieșe la o temperatură stabilă, aici. Ăsta e învârtitorul, malaxorul, cum îi zicem noi. El e cu pedaluță, se pornește atunci când nu trebuie la căldare, și se învârtesc 20 de secunde. Malaxorul, asta ia pus o folie ca să nu mă stropească din cască, eu greșesc ceva. Aici noi ne-am ridicat la noi în mititelul depozit de vară, unde le ținem noi piele, cu care de-am gata de repartizat la fiecare apicultor. Și ia câte ele, i-am, spunem așa, prelucrate puțin, cum vine stupul dat. Vine socorul cu șublerul, ia câte ele. Vine ordinișul, îl tăiem la solicitarea apicultorilor după roi, după familie, dacă e mai mic. Apoi trecem la un 300 sau la un, cum dorește apicultorul, luăm chiar și un 230, să vedem aici. Este 230. Ăsta e 230. Luăm încă o dată în considerație că la 300 la toate avem un galoc. La 230, numai la solicitare, le punem. Avem 145, tot un galoc noi, tot la o solicitare. Și capacul. Ia ca capacul, da. Da, hrănitor ceva mai ai? Sau? Hrănitor la moment noi matrițele date, li plănuim să vie în vară, dar la moment, după tot ce spus la fiecare apicultor, spun așa că care și cum, alții mai bine preferă 145. Îl poate folosi și ca hrănitor, și ca rezervă de ramă, și ca rezervă de spațiu, și multe mai multe. Și ca înălțător. Și ca înălțător. Practic, din toți care solicită, solicită în loc de hrănitor, mai degrabă 145. Da, am și din aia care doresc, solicită și hrănitor. Hrănitor a să fie, dar hrănitorul merge la timpul de față în proiectare, pentru că vrem, și cum spune domnul Nicolae, ar fi de dorit să fie în două dispărțituri, ca să putem da la roiuri separat. La asta 200 de grame, dar la asta îi trebuie 400 de grame. Și proiectăm matrița dată să fie cu dispărțitură și hrănitor în două. Asta eu socot că ar fi tot mai benefic, că ascultând fiecare apicultor, eu socot că tot e bine când asculți ceea ce se spune, că cum ar fi mai bine. O luăm așa. Suntem în testare, că dacă îl vedeți în, în filmuleț, trebuie să-l dau într-o parte. În filmuleț îl vedeți pe asta colorat. Ca pe să nu mă întrebe și să nu-l întrebe domnul Nicolae de ce a văzut unul în color și nu-l prezentăm. Îl prezentăm pentru că pasta e colorant dată pentru stupul dat, e în testare. E o pastă tare scumpă, care la noi în Moldova încă nici nu o găsim, pe denumire polimer. Trebuie să facem o mică comandă de pasta dată din Rusia sau de la o reprezentant străin, care e o pastă care nu conține pigmente de apă, acril și așa mai departe. Asta e o pastă care am făcut eu testarea dintr-un cartuș care merge la printer. Cartușul dat, ea ca el când îl face, îl face în totalitate, tot. Îi la soare nu este culoare, da? Nu, asta nu. Ia că el se adaugă în component deodată în soluția dată. La malaxor, da? La malaxor. Când merge malaxor, atunci se adaugă. Și el se primește deodată. După planurile noastre, vrem patru culori să le avem. Dar totuși culorile, vreau să ascult toți apicultorii, să văd și culori vor fi mai benefici. La mine șede așa, cu să dăm o comandă de un verde, un albastru, un galben, un alb, eu cred că tot n-ar fi rău. Și
La Dorința Apicultorului, eu cred că dacă apicultorul să prin telefonic sau prin astea, să dorința la fiecare, noi o îndeplinim îndeosebi cu mare atenție, pentru că pentru asta e și interesul nostru. Vă zic o zi bună, la revedere și vă așteptăm la noi.